11. Bună dimineața, stimați reprezentanți mass media, suntem bucuroși să vă salutăm în incinta oficiului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Suntem bucuroși să vedem că sunteți în dispoziție bună. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre pentru evenimentul de lansare a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate de 11 iulie 2021. Stimați concetățeni, peste o lună noi cu toții trebuie să facem o alegere. Foarte importantă alegere. De această alegere a fiecare dintre noi depinde dacă Moldova va adopta cursul spre dezvoltare sau va continua să alunice pe panta dezordinii, dezbinării și sărăciei. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei intră în această campanie electorală cu mesajul său onest și asumat. Țara e în dificultate, dar împreună putem depăși orice greutate. Moldova poate depăși dificultățile dacă readuce la cârma țării oamenii care știu, pot și vreau să muncească pentru țara lor. Moldova poate depăși vremurile grele dacă readuce intelectualitatea în prim planul vieții social-politice a țării. Noi avem potențialul necesar de a munci pentru țară. Împreună cu oamenii care facem astăzi echipă în PDCM, am știut cum să scădem impozitele și taxele ca să câștige și oamenii, și economia, și bugetul. Am știut cum să majorăm salariile și pensiile, ca la plecare să rămână miliarde în vestierie statului. Am știut să finanțăm drumuri și apeducte ca să putem susține economia și agricultorii. Am ținut piept pandemiei și secetei, dar n-am admis nicio zi restanțe la salarii sau pensii. Programul nostru este pentru țară, realist și fără alternativă. Nu există alternativă pentru a ne păstra statul decât să integrăm țara în spațiul european. Nu există alternativă pentru a ne păstra oamenii în țară decât să construim drumuri și apeducte. Nu există alternativă pentru dezvoltare și trai decent decât să scădem impozitele și să mărim veniturile oamenilor. Nu există alternativă pentru viitor decât să restabilim respectul față de pedagogi și medici. Nu există alternativă pentru dezvoltare decât să combatem corupția. Să spui oamenilor adevărul și realitatea nu e cea mai în modă strategie electorală. Noi însă ne asumăm. Noi preferăm să spunem lucrurilor pe nume. Populismul și promisiunea goală este o ofensă față de oameni, o corupție, un furt din viitorul țării. Oamenii sunt capabili să analizeze, înțeleg foarte bine ce se întâmplă în Moldova, ce poate pierde țara dacă vom continua să alegem între est și vest, dacă vom alege din nou răul cel mai mic sau mai mare. Cei care au furat aeroportul și miliardul, acum au umplut din nou coridoarele puterii. Nu mai sunt verzi sau copt, încă un pic și-s roșii, încă un pic și-s dictatori. Nu veți auzi de la ei soluții la probleme. Ei doar știu cum să atace. Prea mult sunt cu atacul și batjocura, prea puțin cu înțelepciune și bun tact. Noi suntem un partid tânăr, dar avem deja o echipă care a demonstrat profesionalism în perioade complicate. Ce se poate de făcut în Moldova în 4 ani? Multe, dacă muncim uniți. Se poate de crescut cu 50% volumul economiei, dacă coborâm impozitele și investim în infrastructură. Noi vom continua să reducem impozitele pe salarii, ca în buzunar la oameni să rămână mai mulți bani, iar fenomenul salariilor în plic să dispară. Noi vom plasa eurobonduri de 1 miliard de euro pentru a finanța construcția pe drumuri și apeducte. Noi vom lua de pe umerii businessului mic grijile legate de contabilitate și relațiile cu organele de control. În 4 ani se poate demajora cu 70% salariul mediu în economie, dacă digitizăm procesele și dezvoltăm platformele industriale lansate de noi în 2020. Noi vom continua să subvenționăm crearea locurilor de muncă și salariile tinerilor. Noi vom extinde programul Prima Casă
și îl vom replica și pentru primul automobil, pentru familii de tineri cu copii. În 4 ani se pot majora salariile la pedagogi și bugetari cu 70%, ca medicilor în 2020, dacă reformăm administrația centrală și locală. Începând cu 2022, se poate deplătit o pensie în plus a 13-a pentru acei cu pensia sub minimul de existență. În 4 ani se poate demajorat acest plafon la 4.000. Unii pot speria oamenii cu găuri bugetare. Noi știm cum să mărim veniturile. Ce se poate de făcut în 4 ani? Multe, dacă muncim uniți. În 4 ani, credeți-ne, se poate schimba mult în țară. Și corupția, și narcomania, și vânzarea de neam și țară, de toate putem scăpa. Dacă muncim uniți, dacă ne lăsăm de lozinci goale. Stimați colegi, da, sunt multe de făcut pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei are o echipă puternică, unită, care a demonstrat ce poate. Este datoria noastră să ne consolidăm, să mobilizăm toată energia în această campanie. Suntem partidul rațiunii și pragmatismului, suntem partidul viitorului, dar acest viitor se clădește acum, în această campanie electorală. Mă adresez colegilor mei, fiți onești cu oamenii, nu le promiteți populisme. Respectați oamenii, doar această atitudine are viitor politic. Eu vreau să rog toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent unde se află. Vă rog, faceți o alegere bine, bine chipzuită. Să folosim mintea care ne-a dat-o Dumnezeu din abundență astăzi, nu pe urmă. Viața cotidiană nu se ține pe lozinci frumoase și ieșiri isterice. Viața se ține pe muncă grea, pe îngăduință, pe omenie. Gândiți-vă bine când alegeți cine poate munci și cine doar promite. Prea mulți în țara asta știu cum nu trebuie de făcut. Și credeți-mă, prea puțin știu cum trebuie de făcut. Luați un creionaș și o foaie. Așterneți pe hârtie cine și ce a făcut. Bune, rele. Va fi ușor de ales, credeți-mă. Eu așa calculez, așa aleg varianta optimală, cu creionașul și foița. Noi avem încredere în forțele proprii și vrem alegeri cât mai libere și cât mai corecte. Statul, partidele politice și presa trebuie să respecte dreptul omului de a alege conștient și asumat. Fac încă o dată apel public către toți. Abțineți-vă de la falsuri, provocări și manipulări. Manifestați respect față de cetățeni și concurenții electorali. Stimați cetățeni, alegeți conștient și asumat. Nu mai alegeți între răul cel mai mic sau cel mai mare. Alegeți profesionalismul și patriotismul. Gândiți-vă la voi, gândiți-vă la familie, gândiți-vă la casă, gândiți-vă la Moldova noastră împrăștiată în toate colțurile lumii. Moldova e acasă sufletelor noastre, împreună pentru țară. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc colegii mei. Vă rog. Bună ziua, reprezentanți ai mass-mediei, stimați concetățeni! Mie îmi revine rolul să mă refer la un bloc esențial pe care îl reprezintă blocul social și vorbim în cazul respectiv despre sistemul de sănătate, dar și sistemul de protecție socială. Domeniul ocrotirii sănătății alături de cel al educației, culturii, cercetării trebuie să constituie o prioritate absolută pentru o societate care este determinată pentru a se dezvolta din punct de vedere economic și social. De fapt, am văzut că insuficiența finanțării sistemului de sănătate, dar și pseudoreformele care au fost promovate pe parcursul mai multor ani, au distorsionat sistemul de sănătate și au generat niște riscuri funcționale majore. Și doar capacitatea exemplară a medicilor, a personalului medical, a permis în anul 2020 să evităm un colaps al sistemului de sănătate. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei și-a determinat obiectivele cheie,
cu privire la dezvoltarea sistemului de sănătate. În primul rând, ne propunem să reducem în continuare insuficiența personalului medical prin motivarea financiară adecvată, prin crearea condițiilor corespunzătoare de muncă. Ne propunem ca serviciile medicale să fie accesibile pentru toată populația, indiferent de localitatea în care trăiesc, astfel încât să acceadă ușor la serviciile prestate de medici de familie, dar și de medicii profesioniști. Ne propunem să dotăm corespunzător cu echipamente și dispozitive medicale toate instituțiile medicale, contribuind direct la îmbunătățirea actului medical, dar și asigurarea accesibilității populației la servicii medicale de înaltă performanță. Un obiectiv îl reprezintă și diversificarea serviciilor medicale, inclusiv pentru persoanele vârstnice sau persoanele care necesită îngrijiri paliative. Nu în ultimul rând, consolidarea Agenției Naționale de Sănătate Publică pentru a răspunde corespunzător la urgențele de sănătate publică. Un bloc esențial îl reprezintă și sigur că și domeniul protecției sociale. Și cunoaștem cu toții că pe parcursul mai multor ani au fost promovate politici populiste care de fapt au distorsionat sistemul de protecție socială, au avut un impact de scurtă durată, dar cel mai esențial este că nu au contribuit în mod direct la bunăstarea populației. De aceea, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, conducându-se de obiectivul cheie de a asigura respectarea drepturilor omului, dar și un trai demn pentru populație pe tot parcursul vieții, a stabilit următoarele obiective pentru această componentă de protecție socială. Diversificarea vârstei de pensionare pentru bărbați și femei. Reglementarea pensiei anticipate pentru persoanele care doresc în mod anticipat să se pensioneze. Majorarea pensiei minime pentru limită de vârstă la nivelul minimului de existență. S-a menționat deja instituirea celei de-a 13-a pensii pentru persoanele vârstnice, dar și persoanele cu dizabilități, cu pensii modeste, care sunt sub limita acelei valori a minimului de existență. Ne propunem să promovăm politici proactive de susținere a familiilor cu copii. Și aici vorbim și de dezvoltare și diversificarea infrastructurii instituțiilor educaționale, creșe, grădinițe, dar și continuarea majorării indemnizației unice la nașterea copilului, precum și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului. Nu în ultimul rând, vom promova incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, acces la infrastructură, educație inclusivă, asigurarea unor măsuri corespunzătoare de protecție socială prin majorarea alocațiilor pentru persoanele adulte, dar și copii cu dizabilități, reglementarea dreptului la reexaminarea pensiei de dizabilitate pentru persoanele care au activat sau continuă să activeze în câmpul muncii. Totodată vom consolida sistemul de protecție socială pentru veterani și am demonstrat-o, că o putem face. Vom promova în continuare majorarea alocațiilor sociale pentru veterani, dar și diversificarea gamei de servicii medicale și de reabilitare pentru acest grup de persoane. Ne propunem să revizuim sistemul de acordare ajutorului social, în special pentru persoanele apte de muncă, astfel încât să reducem dependența de această prestație socială pentru persoanele care pot și trebuie să se angajeze în câmpul muncii. Stimați concetățeni, echipa Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei este constituită din oameni profesioniști cu o experiență vastă în domeniile sale de competență. Noi știm cum să realizăm obiectivele pe care le-am enunțat. Doar împreună putem să contribuim la schimbarea situației în Republica Moldova. Doar împreună putem să contribuim cu adevărat la bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova. Împreună pentru țară! Bună ziua, stimați concetățeni! Sunt Anatol Usată, ex-ministru economiei și infrastructurii, economist de profesie, membru Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. În discursul meu vreau să abordez una din probleme majore pentru dezvoltarea țării, chiar o constrângere, care este reflectată și în programul partidului, este vorba despre
infrastructură. Infrastructură drumurilor, infrastructură de aprovizionare cu apă și canalizare, management deșeurilor solide. Mai multe studii care au fost efectuate pe teritoriul Republicii Moldova arată că constrângerea primară pentru dezvoltarea economică socială pentru țara noastră este lipsa infrastructurii adecvate, calitatea proastă a drumurilor de toate nivele, internaționale, naționale, locale, dar și lipsa sistemelor de aprovizionare cu apă, fără de care nu poate fi asigurat acces populației la servicii publice. Prin urmare, obiectivele principale în acest domeniu pentru Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, în domeniul drumurilor, noi propunem continuarea proiectelor internaționale, pe plan internațional, conectarea rețelelor de drumuri publice cu rețele de drumuri publice internaționale, inclusiv prin crearea permizelor pentru construcție autostrăzii din vest-est, continuarea autostrăzii Târgu Mureș și Iași-Ungheni, conectarea spre Odessa, ce va impulsiona dezvoltarea social-economică a țării. Pe plan național, continuarea și extinderea programelor de reabilitare drumurilor naționale și regionale. În acest scop, după cum cunoașteți, anul trecut noi am lansat proiectarea a circa 500 de kilometri de drumuri naționale și regionale, urmând să fie lansate licitații în anul curent. Pe plan local, acele aproape 5.000 de kilometri administrate de către Consilii Raionale necesită investiții majore, deoarece aproape de 20 ani practic nu s-a finanțat această rețea de drumuri, dar noi planificăm că în decurs de 5 ani fiecare localitate trebuie să fie asigurată cu un drum de acces asfaltat, calitativ și sigur. La fel, planificăm reluarea programului Drumuri Bune, programul, după cum cunoașteți, care prevede construcția și reconstrucția străzilor în localități, acces la servicii publice, la școli, grădinițe, spitale. Acest program a fost apreciat înalt de către populație, dar și de către parteneri de dezvoltare. Mai mult ca atât, pe parcursul anilor, noi am arătat că aproape de 1.000 km pe an este posibil să construim, inclusiv în an afectat de pandemie și criză economică. Aceste programe clar că nu pot fi executate fără fortificarea capacităților, dar nu numai la nivel local, nu este vorba numai despre primării și consilii raionale, dar și la nivel central. Este nevoie de o reformă profundă în tot ce ține management și dezvoltarea rețelelor de drumuri. La fel, este necesar modificarea și legislației la care ne vom preocupa. Este vorba și de legea drumurilor, legea fondului rutier și așa mai departe. În domeniul aprovizionării cu apă și sanitație, dumneavoastră cunoașteți că aproape de 80% din sursele de captare a apei potabile, este vorba în primul rând despre sursele freatice și sursele subterane, 80% apa nu este preconizată, nu poate fi folosită ca apă potabilă. În acest punct de vedere, propunem continuarea elaborării programului de construcție a magistralelor de aprovizionare cu apă din sursele de suprafață sigure, este vorba de râurile Nistru și Prut, și continuarea programului conectarea tuturor localităților din Moldova la aceste apeducte, inclusiv în caz în care localitatea este asigurată cu o sursă de apă subterană, deoarece această sursă de suprafață este una sigură, durabilă și fiecare localitate trebuie să aibă această opțiune. Dacă vorbim de aprovizionare cu apă și canalizare, înțelegem, construcția apeductelor, dar fără canalizare, mai mult agravează situația ecologică din localitate. De atâta propunem inclusiv modificarea legislației în așa fel că niciun sistem de aprovizionare cu apă nu poate fi construit fără a include opțiuni cum apele uzate urmează să fie prelucrate în aceeași localitate sau într-un set de localități. Management deșeurilor solide, cunoașteți, este o altă problemă majoră pentru țară, când mii de gunoiști neautorizate și de viteza cu care noi planificăm să abordăm această întrebare depinde țara care noi vom lăsa copiii noștri. Asta de amul depinde de noi cum facem. Noi avem un plan foarte clar în acest sens, inclusiv începând de la colectarea deșeurilor, procesarea, sortarea, transportarea și utilizarea lor finală. Stimați colegi, toate planurile despre care eu am vorbit sunt planurile echipii Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, nu pur și sunt planurile populistice. Pe parcursul anilor precedenți noi am arătat că necătând la toate criticile noi avem această capacitate de a elabora programe majore la nivel național, de a le implementa, monitoriza și vă asigurăm
numai împreună ne putem să realizăm toate sarcinile care sunt, care noi ne punem cu toți împreună pentru noi, împreună pentru țară. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Stimați alegători, prieteni, colegi, primari, reșind din situația politică actuală de țară, în calitate de primar al municipiului Hâncești, în cel de-al cincilea mandat, de acum 19 ani, am decis să fac parte un nou proiect politic, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Președinte al cărui este fostul premier, domnul Ion Chicu, partid constituit recent, la baza căruia am stat și eu, formațiune politică care a reușit în termeni restrânși să-și consolideze o echipă din oameni onești, profesioniști, cu multă experiență și buni specialiști în diverse domenii. Nu mi-a plăcut să fac politică niciodată, dar decizia de a face parte din această echipă vine din considerentul că avem de realizat împreună foarte multe proiecte economice, sociale, de infrastructură și doar cu o echipă de oameni deni, precum al Partidului Dezvoltării și Consolidării. Putem scoate țara din sărăcie, îi putem oferi stabilitate politică, economică și financiară în maxim 2-3 ani. Un argument ferm în favoarea celor expuse găsim chiar și în denumirea partidului Dezvoltare și Consolidare. Obiective strategice ale formațiunii politice, de la care cel mai mult are nevoie la moment societatea noastră, fiind foarte dezbinate. Astfel, prioritatea echipei noastre este să dezvoltăm și să consolidăm societatea. Astăzi, plină de ură și de probleme, sunt sigur că echipa PDCM, al cărui membru și vicepreședinte sunt, va face față tuturor impedimentelor, problemelor, tuturor provocărilor, de aceea vă îndemn cu toată certitudinea, dragi alegători, colegi primari, să mergeți alături de noi pentru a face schimbarea nu prin promisiuni, cum au făcut-o până acum alte formațiuni politice, ci prin fapte concrete, împreună ca într-o familie, să facem țara noastră mai dezvoltată, mai consolidată și mai prosperă. Același simbol care îl aveți aici, casa este Republica Moldova și familia sunt toți cetățenii acestei țări. Cu această ocazie îndemn toți primarii din Republica Moldova ca să ia exemplul meu, ca să ne fie mai ușor de lucrat în teritoriu și noi suntem cei care suntem alături de oameni și rezolvăm problemele oamenilor. De aceea vă îndemn să faceți același pas care am făcut și eu, pentru a avea o administrație publică mai bună, mai consolidată și mai dezvoltată. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, PDCM, alege echipa ta și nu vei regreta. Mulțumesc! Уважаемые сограждане, меня зовут Мардарь Анна, я предприниматель из города Камрад. Я из Гагаузии и горжусь тем, что являюсь гражданином нашей родины, Республики Молдова, страны, в которой мирно и дружно проживают более 50 национальностей. Наша партия за развитие и объединение Молдовы. Мы ставим перед собой цель объединить всех граждан страны во имя развития и процветания нашей родины. Пора прекращать воевать друг с другом за бедную страну. Давайте сплотимся и будем сплотимся за процветающую Молдову. Молдаване и гагаузы, русские, болгары и украинцы – мы все трудолюбивые люди. Цель нашей партии – создать условия для работы и достойной жизни наших граждан. Являясь представителем сообщества предпринимателей, я хорошо знаю, с какими проблемами сталкивается малый и средний бизнес. У нашей команды есть знания, опыт и конкретные предложения по поддержке предпринимателей. Государство может и должно помогать, и мы это сделаем.
Сайгылы кардашлар гагаузлар. Бен хемчок башка гагаузлар, катылдык партия ангысыны курулдулар Саин Ионкику, Анатолий Усатый, Саин Верика Домбровяна, хемоннарын коллегалары. Онар коркмадлар зорлуктан, да пекчок ярдымджи бизе дейін гагаузлара олдулар. Ики бир ирминджи илда онар унутмадылар бизим гагаузиямызы. Түрлі инфраструктура проектларыны дейін пара ярдым еттілер. Бакын эснекадар чок юнмели хим билгинч адам бизим партиямызда. Юридичилер, докторлар, агрономлар, экономистлар. Бу инсанар билерлер, хемистерлер ишлемя бизим партиямызда. Я рада быть членом этой команды. Моя фамилия под номером 8 в списке кандидатов этой партии. Я считаю за честь представлять родную Гагаузию в парламенте Республики Молдова. Поддержите нас. Проголосуйте за развитие и объединение Молдовы. Драч читацень аль Республичи Молдова. Синтем кутоц о царе. Синтем кутоц импреуне. Шихай сидизволтем, шисы консолидем Молдова. Импреуна пентру Молдова. Stimați cetățeni, colegi și simpatizanți ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Republicii Moldova. Mă numesc Vladislav Castraveț. Am absolvit studiile superioare în Marea Britanie și am activat în domeniul auditului în România. După o perioadă îndelungată, am revenit acasă. Am aderat la această echipă, care ulterior m-a ales vicepreședintele Partidului pe direcția Tineret pentru a avea un impact în viitorul tineretului țării noastre. Unul din marele scopuri care ne asumăm ca formațiune politică este să reducem exodul de tineret din Republica Moldova. Tineretul nostru este dezamăgit de sistemul meritocratic defect, care promovează persoane incompetente și diluează valoarea persoanelor care depun muncă adevărată și dedicație. Acest scop poate fi atins prin unele reforme propuse de echipa noastră. Continuarea reformării curriculumului școlar pentru a corespunde necesităților sociale și economice. Dezvoltarea de programe de studii terțiare armonizate cu necesitățile câmpului muncii pentru sporirea gradului de integrare a tineretului în câmpul muncii. Încurajarea angajării cadrelor tinere prin programe de subvenționare bugetar-fiscale a impozitelor achitate de angajatori pentru salariile tinerilor cadre. Susținerea și promovarea sportului prin facilitarea utilizării infrastructurii publice pentru a oferi condiții moderne de antrenament și prin remunerarea adecvată a sportivilor și antrenorilor care obțin rezultate pentru țara noastră. Acestea și multe altele vor contribui și cu siguranță la schimbarea opiniei tineretului nostru asupra perspectivelor în această țară pentru ei în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție! Bună ziua tuturor! Vreau să vorbesc din partea cea mai de sud a Moldovei, din raionul Taraclia, și am să vorbesc în limbile care sunt prezente în acest raion. Уважаемые сограждане, меня зовут Евгения Мандажи, я педагог из Тараклии. Интеллектуалы должны быть возвращены на ведущие роли в стране и в обществе. Это не громкая фраза. Это цель нашей партии, партии развития и объединения Молдовы. Это единственная возможность для развития нашей страны и разрешения многочисленных проблем, с которыми сталкиваются наши граждане. В руководстве страны должны быть истинные патриоты и профессионалы. Мы, партия развития и объединения Молдовы, считаем приоритетом для страны восстановление качественного образования на всех уровнях обучения, а также укрепление роли школы в воспитании молодого поколения.
Проблема дефицита кадров в образовательной системе будет решена путем комплексных мер, а именно повышение зарплаты, обеспечение жильем и повышенная социальная защита для преподавательского персонала. Государство должно обеспечить каждому ребенку доступ к образованию, будь то в маленьком селе или в большом городе. Ни один населенный пункт страны не может остаться сегодня без школы. В самом маленьком селе должен остаться хотя бы начальный уровень образования. Это первые и четвертые классы, это начальная школа с постепенным возвращением и гимназического звена. Мы будем ратовать за обеспечение равных прав и возможностей для обучения детей всех национальностей, проживающих на территории нашей страны. Образовательная система будет адаптирована к меняющимся условиям и потребностям социально-экономической жизни. Молодые люди, заканчивающие профессионально-технические и высшие учебные заведения нашей страны, будут иметь дополнительные налоговые преимущества для устройства на работу. Уважаемые българи, живеещи в Молдова, обръщам се към вас, тъй, като вече от много години не само живея в град Тараклия, който е център на българската диаспора в Република Молдова, но доскоро оглавявах управлението на образованието, младежта и спорта в същия район. Поради това смятам, че познавам добре проблемите в областта на образованието и в частност проблемите в образованието по българистичните дисциплини, но и имам ясна визия за перспективите в тази област. Аз, както и много мои колеги, живеещи в район Тараклия, станах член на партията, създадена от господин Йоан Кику и негови колеги от правителството, тъй като те спечелиха нашето доверие с дейността си в един много труден период, като се умяха да задържат стабилността и да се справят с трудностите. През 2020 година, когато беше изключително тежко, те намериха възможност за финансиране на много важни проекти, част от които се реализираха в район Тараклия. Този екип е формиран от висококвалифицирани специалисти и патриоти на нашата държава. В нашия екип участват учители, медици, икономисти, юристи, специалисти в областта на селското стопанство. Всички тези хора знаят, могат и искат да работят честно за благото на нашата държава. Честно казано, аз съм много щастлива да бъда част от този екип. Моето име е включено в списъка на първите 10 кандидати на партията за участие в изборите, които ще се състоят на 11 юли. За мен ще бъде чест да представям район Тараклия в парламента на Република Молдова. Подкрепете ни, като гласувате за развитието и обединението на Молдова. Драги концетățeni, vă îndemnăm împreună să dezvoltăm și să consolidăm Republica noastră iubită Moldova, împreună cu toții pentru Moldova. Bună ziua, stimați prieteni! Ulea că m-am întârziat, dar îmi cer scuze din start. Stimați prieteni, din start vreau să menționez că am decis să fac parte dintr-o echipă profesionistă, devotată principiilor morale, formată din oameni integri, din adevărați profesioniști care își iubesc necondiționat țara din care s-au născut, Republica Moldova.
Această echipă este unică, distinsă, dispune de particularități inegalabile, posedă capacități exemplare, știe cum și ce vrea să facă și, nu în ultimul rând, este caracterizată de dorința ardentă de a schimba lucrurile în bine în țărișoara noastră. M-am convins cu lux de amănunte că această echipă are un potențial superior, dând piept unor provocări fără precedent. Este vorba despre perioada când pandemia COVID-19 făcea ravagii în țara noastră. Anume, în acest fel de timpuri pot fi detectate echipele, nu numai din punct de vedere a reacțiilor, dar și din punct de vedere a adoptărilor unor decizii care să amelioreze în scurt timp componentele inerente a unei crize generale. Echipa noastră, dacă îmi permiteți să spun așa, stimați colegi, echipa noastră, nu numai că a făcut față acestei situații limite, ci și a reușit să imprime o demisiune de salvgardare națională per ansamblu. Eu personal cred în această echipă că este determinată din punct de vedere profesional. Eu personal cunosc la perfecție sistemul judecătoresc în Republica Moldova, activând circa 3 decenii în mediul academic universitar, sunt avocat și cunosc sinuozitățile acestui domeniu dinăuntru. Am ajuns la concluzia că de unul singur nu voi reuși să escaladez toate zidurile acestei fortărețe, care dorește să-și păstreze intacte privilegiile, interesele oculte și sistemul clientelar. Dar având alături o echipă puternică, pluridisciplinară, aptă să genereze strategii și să articuleze soluții, vom putea izbândi și construi un nou sistem. Dacă dragoste nu e, nimic nu e, spunea încă Sfântul Apostol Pavel, parafrazat de românocerul Marian Preda. Am ales acest dicton atât de profund și actual, fără a mă limita la accepțiunea lui primară, ci pentru a conferi o parafrazare aplicabilă justiției. Dacă justiție nu e, nimic nu e. Stimați prieteni, fiți alături de noi, împreună pentru țară, împreună pentru Moldova. Mulțumesc! Stimați colegi, vă mulțumesc pentru faptul că ați lansat aceste mesaje, aceste obiective pe care le-am elaborat în cadrul echipei noastre. Nu sunt teorii doar și promisiuni, sunt niște obiective asumate care au la bază calcule bine făcute. Este posibil ca în Republica Moldova să facem lucrurile să meargă mai bine, este necesar de muncit cu toții. Noi suntem echipa care poate, vrea și știe cum să muncească. Intrăm în această campanie electorală, după cum am spus, cu dorința sinceră de a discuta cu oamenii, de a le expune situația reală din țară, de a găsi împreună posibilități de consolidare, ori doar așa putem să ne dezvoltăm țara noastră. Vom veni în fiecare localitate, vom veni în fiecare raion ca să discutăm, să ne inspirăm unul de la altul și să ne unim pentru țara noastră, împreună pentru Moldova. Vreau la final să mulțumesc jurnaliștilor, presei, pentru prezența la acest eveniment, bineînțeles și pentru faptul că veți reflecta în această campanie lucrurile așa cum stau, tot așa onest, pentru că dumneavoastră sunteți una din cele 4 puteri ale statului, poate sunteți deja cea mai puternică putere din stat, aveți cea mai mare responsabilitate și vă rugăm împreună să schimbăm lucrurile în țară, în primul rând, prin onestitate și obiectivitate. Vă mulțumesc mult, dacă cineva dintre dumneavoastră veți avea întrebări,
vă voi fi la dispoziție, dar acum dați-ne voie cu colegii să mergem în teritoriu, să mergem la oameni, să vorbim. Eu rămân și vă răspund la întrebări. Vă mulțumesc, succes, stimați colegi. Suntem gata? De ce vrea domnul Chicu să ajungă în Parlament? Nu doar domnul Chicu, dar și echipa pe care astăzi ați avut posibilitatea să o vedem. Vrem să avem posibilitatea ca aceste obiective despre care v-am vorbit ultimele 30 de minute să fie traduse în viață. Ele sunt realiste, sunt posibile, dar, după cum am mai spus și cu alte ocazii, nu este posibil să promovezi aceste obiective dacă nu ai posibilitatea să le promovezi fie pe dimensiunea parlamentară, fie pe altă dimensiune. Vrem să venim în fața oamenilor cu aceste mesaje oneste, după cum am spus, realiste, ori, din păcate, din ceea ce vedem, marea majoritate a partidelor, a concurenților, preferă și acum să vină cu mesaje populiste, cu antagonisme, cu hai la stânga, hai la dreapta, hai cu rusul, hai cu neamțul și tot așa mai departe. Poporul nostru nu merită această, o asemenea atitudine. Poporul merită să vii cu mesaje oneste și asumate. Asta ar fi răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Ca și orice proces, ca și orice campanie electorală, orice campanie electorală are nevoie de buget, bineînțeles, avem partea de venituri și partea de cheltuieli. Din păcate, cele mai multe cheltuieli sunt pentru presă, pentru mediatizare. Vă mulțumesc tuturor care ne-ați remis ofertele dumneavoastră. Regret să vă spun că marea majoritate nu le putem onora, 900, 1000 de euro pe minut. Nu are partidul nostru așa bani, deoarece banii care reușim să-i strângem sunt din cotizații, din donații, respectiv, din păcate, partea de cheltuieli pentru presă, nu știu dacă vom putea onora. Deci partea de venituri se formează din cotizații și din donații susținătorilor și ale noastre proprii. Nu sunt bani de peste hotare, nu sunt bani de la persoane compromise și nici de la cei care ne-ar putea stabili sau poziționa într-o dependență de ei. Să vă dau lista oamenilor, puteți să vedeți, noi odată la 3 zile, odată la 5 zile, prezentăm raportul la Comisia Electorală Centrală. Să spuneți măcar cine e principalul finanțator al Partidului Dezvoltării și Consolidării și în special la campanie electorală. Nu există nicio persoană fizică care a donat mai mult decât ceea ce prevede legea, adică 6 salarii medii pe economie, 51.000 de lei. Nu există nicio persoană. Dar ați donat? Noi toți am donat, cei care ați văzut aici, marea majoritate. Și dumneavoastră? Desigur. O să prezentăm rapoarte. Le prezentăm la Comisia Electorală Centrală. Până acum avem adunat în jur de 1 milion de lei. Și că nu ați activat mâncăire în această perioadă, de unde ați donat acești bani atunci? Stimată doamnă, eu până a reveni în țară în ianuarie 2018, 7 ani, am lucrat în instituții financiare internaționale și credeți-mă că aveam un salariu, cred că la nivelul care îl aveți dumneavoastră la TV8 acum. Nu greșiți, domnule. Era mai mare posibil, da. La dumneavoastră. Mai sunt alte întrebări pentru că noi cu dumneavoastră rămânem. Ați spus de prima casă, drumuri bune. Uh-huh. Întâmplător sau nu și Padre Filip și asumă aceste proiecte și umbră prin țară să laudă cu aceste proiecte. Uh-huh. Și noastră la fel îți faci. Cine totuși este autorul acestor proiecte? Eu știu că atunci când sunt multe moașe rămâne copilul, știți cum rămâne, dar în general trebuie să știți că toate aceste proiecte care au fost implementate începând de 2018 încoace, inclusiv reforma fiscală, prima casă și altele, au fost elaborate și calculate în interiorul Ministerului Finanțelor. Deci de acolo revin toate, de acolo vin toate și provin. Deci toți politicienii care încearcă să și le asume, să fie sănătoși, dar așteptăm să vină cu propuneri de la ei, nu doar de la Ministerul Finanțelor. Credeți care sunt șansele partidului ținând cont de rezultatele sondajelor?
Sondajele sunt un subiect destul de interesant și delicat. Din păcate, ca și presa, o bună parte din casele sociologice, companiile sociologice ce sunt angajate, eu nu cred în rezultatele acestor sondaje, dar sper că în perioadele următoare sondajele vor reflecta realitatea care un pic este deosebită de ceea ce vedem acum. Credeți că o să ajungeți în Parlament? Noi o să depunem toate eforturile pentru că credem că mesajul onest poate fi acceptat și susținut de oameni. La începutul pandemiei și când ați fost la conducere, ați fost acuzat că nu ați gestionat pandemia corect și ați scăpat-o puțin de sub control. Cum comentați aceste declarații? Au fost multe acuzații în această perioadă, multe au provenit tot de la cei care, de exemplu, în vara anului 2019, fără pandemie, fără secetă, au admis tergiversări de salarii două luni, deși bani noi am lăsat pe conturi. Deci nu este posibil să activezi undeva fără erori, fără, eu știu, lacune. Asta este adevărat și trebuie de recunoscut. Dar dacă comparăm și facem o analiză comparativă pe plan internațional, Republica Moldova nu a stat mai rău la indicator ca alte țări. Da, am avut și avem un sistem medical care timp de 25 de ani a fost pe rol de cenușăreasă, deci a fost finanțat doar atunci când era posibil și din rămășițe. Da, cu acest sistem am intrat în pandemie și da, dacă nu erau medicii noștri, profesioniști, patrioți și dedicați profesiei, în țară era dezastru, să știți de aceasta. De aceea criticile eu le accept. Trebuie să înțelegem însă care au fost circumstanțele și faceți un efort comparat cu indicatorii la noi și în alte țări. Spre bucurie, să zicem, sau spre fericirea noastră, acest val la noi a ajuns peste vreo lună și ceva după ce a început să facă ravagii în Europa Occidentală, dar la noi nu ați văzut să fie acele scene groaznice cu seli pline, cu oameni decedați, etc., etc. Încă o dată vă spun și trebuie cu toții să înțelegem. Este meritul medicilor noștri care s-au dedicat și ne-au ajutat pe toți să supraviețuim această perioadă. Trebuie pe viitor, după cum am spus, să readucem intelectuale la cârma țării, să prioritizăm corect, ca asemenea situații să nu mai depindă de eu știu, circumstanțe politice sau care este situația în țară. Mulțumesc! Cât costă chiria sediului? Chiria sediului este impunătoare. Am fost pentru ca să avem un preț mai mic, a fost necesar să transferăm pentru tot anul în jur de 300.000 de lei. Vă permiteți această sumă? V-am spus, am adunat la partea de venituri aproape 1.000.000 de lei până acum. De ce nu ați acceptat niciodată invitația Lorenei Boxa de a vă prezenta lecțiunea în profunzime? Au fost mai multe invitații de la în profunzime, dar cred că nimeni din presa moldovenească nu poate să mă învinuiască că eu nu am fost cooperant, nu am venit la emisiuni. Probabil nu va veni rândul cum vine, o să vin și la dumneavoastră. Mm-hmm. Vă mulțumesc. Pe când erați premier, presa cam stătea pe gât sau cum se exprima da, nereușite expresii, nu mi-aparțin aceste expresii, încă o dată cred că toți cu care am avut onoarea și fericirea să interacționez din presă au văzut altă atitudine din partea mea și eu cred că și aici mai sunt rezerve, dar trebuie să fim respectuoși unul cu altul și să fim responsabili, cum am spus, și guvernul, și politicienii, și presa. Încă o dată, dumneavoastră, deja sunteți cea mai puternică putere din acele patru și aveți responsabilități mari, foarte mari. Vă rog să înțelegeți acest lucru. Eu vă mulțumesc foarte mult. Merg la Bălți, la întrevederi, toate răspunsurile o să le obțineți. Ce am putut să vă răspund, v-am răspuns. Sănătate, vă mulțumesc.